găsit, dragi prieteni! Iată o ultimă zi de miercuri ploioasă, dar TV Giurgiu, prin emisiunea La Porțile Dorului, încearcă să compenseze această ultimă zi de miercuri a sezonului de toamnă cu o invitată de excepție, o invitată care face cinste cântecului popular românesc și este reinvitată în cadrul emisiunii La Porțile Dorului, numai aici la TV Giurgiu, la propunerea multora dintre dumneavoastră. Este un motiv de două ori, pentru că o iubim cu toții, și cel de-al doilea motiv este faptul că recent și-a lansat un alt album cu melodii populare muntenești și nu numai. Ca să nu prelungesc prea mult așteptarea dumneavoastră, dați-mi voie ca în numele domnilor voastre, în numele întregii echipe de la TV Giurgiu și nu în ultimul rând, în nume personal, să o salut cu drag pe Georgeta Măsură Vasile. Bună seara, bine ai revenit la TV Giurgiu, Georgeta. Bună seara tuturor, mulțumesc din suflet pentru invitație, domnul Clement, și mulțumesc pentru că dumneavoastră întotdeauna știți să puneți în valoare interpreții, tinerii interpreți, și îi aduceți aici în acest frumos cadru al televiziunii TV Giurgiu. Este meritul tău, pentru că vocea este a ta, străduința este a ta, pasiunea pentru cântecul popular este tot al tău, iar eu nu fac altceva decât să te ajut să fii și mai mult iubită de giurgiuveni, așa cum au demonstrat-o de-a lungul anilor. Ești pentru a doua oară la Giurgiu. Da. Cum ai găsit echipa? Foarte bine, primitor, ca de obicei, plin de vervă și puși pe treabă. Da, așa este, aici este o întreagă echipă de profesioniști, se întrec unul pe celălalt, pentru că la tehnica și dotarea pe care o are TV Giurgiu, orice specialist în ale acestei meserii ar dori să facă parte din echipa mare a TV Giurgiu. Sigur, fără profesioniști nu iese nici o emisiune cu adevărat frumoasă, și întotdeauna emisiunile noastre sunt deosebit de frumoase, cu un cadru special. Este adevărat ce spui, mă mândresc cu aceste vorbe, pentru că în drumurile mele prin oraș, mulți dintre concitadinii noștri mă salută și îmi aduc mulțumiri pentru această emisiune, care își dorește în primul rând să aducă bucurie sufletelor românilor, ținând cont de prietenia mea pe care o am cu voi artiștii din cântecul popular și nu numai. Este un lucru extraordinar ceea ce faceți pentru noi artiștii și aici în Giurgiu mai rar, pentru că nu toate televiziunile ne pot și solicita și în direct, mai ales în direct. Ei, ca să nu prelungim și mai mult așteptarea celor care ne privesc, și te asigur că sunt foarte mulți, eu am să te invit pe locul de cântat, iar pe telespectatorii noștri îi invit ca la cele două numere de telefon afișate de colegii din regie să trimită mesaje celor dragi din viața domnilor lor, iar la celălalt număr de telefon cu tarif normal să intre în legătură telefonică directă cu această artistă giurgiuveancă care face prin talentul și harul pe care bunul Dumnezeu i le-a oferit să ducă veste în țara întreagă că și aici în Muntenia, la Mal de Dunăre, există folclor autentic, există melodii care pleacă de la sufletul omului la sufletele oamenilor. Așadar, dragi prieteni, primele două melodii aduse în această seară de Georgeta Măsură Vasile, piese care fac parte din ultima sa apariție discografică și despre care o să vorbim pe parcursul celor două ore de emisiune. Să-i dăm drumul cântecului și să ne bucurăm împreună. Thank you.
Piese, dragi prieteni, din repertoriul Georgetei Măsură Vasile, este o dovadă a faptului că, așa cum am spus-o și în alte emisiuni, repet și am să mai repet, aici, în câmpia română, există folclor la fel de valoros ca și în alte zone folclorice, mai bine mediatizat, mai bine pus în valoare de televiziuni, de posturile de radio. În timp ce Georgeta ne interpreta primele două piese pe telefonul personal, am primit două mesaje pentru Lucica Ion de la Frătej, din partea fiicelor Luminița și Alina. Cu dragoste și îți sărutăm mâna dreaptă, măicuță bună. Îți spune ceva, Georgeta, numele de Alina, de Luminița Ion?
Luminița Ion. De la Frătești. Da, colega mea de liceu. Așa colega este. Mea de clasă, 2 ani am fost colegă de liceu. Mulțumesc din suflet. De la transmis și eu toate melodiile, toate gândurile bune. Și pentru personalul de la o farmacie unde Alina acum este de gardă. Sigur, pentru toată lumea. De la Ion Zidaru pentru soția sa, cele mai frumoase gânduri cu mesajul te iubesc mult. Așa să fie, să fie un îndemn și pentru alții să-și iubească soțiile, respectiv soții. Dragi prieteni, revin și vă invit ca la cele două numere de telefon afișate de colegii din regie pe micul ecran să trimiteți mesaje celor dragi din viața dumneavoastră, iar la celălalt număr de telefon cu tarif normal să intrați în legătură directă cu acest artist de mare valoare interpretativă, un artist care reprezintă cântecul popular muntenesc, ținând cont și de faptul că este originară din comuna Băneasa, da? Da. Nu greșesc. Nu, nu, nu. Își desfășoară activitatea profesională ca dascăl în această comună și în alte două localități giurgiuvene. De unde pasiunea pentru cântecul popular, Georgeta? Cred că se trage din familie. Bunicul din partea mamei a cântat la armonică, din păcate nu mai este pentru noi, printre noi. Mama mea cânta, mi-aduc aminte în tinerețe, o admiram foarte mult și cred că îi furam așa din cântecele pe care le interpreta, dar pe ascuns le fredonam prin casă. Nu știu de ce, aveam așa oarecare teamă să nu mă audă. Nu că m-ar fi certat, dar nu știam ce va crede despre mine. Ulterior, la grădiniță, doamna educatoare din Frătești, din păcate, spre rușinea mea, nu-i mai știu numele. Poate ți-aduce aminte. Da. Mă punea să cânt. Tot timpul mă ținea în brațe, mă punea pe genunchii dânsei și probabil că atunci m-a descoperit și... Când ai făcut cunoștință cu scena? Cu scena mare am făcut cunoștință, cred că prin anul 1992, când am participat pentru prima dată la un mare festival la Drăgănești Olt, un festival mare de doine și balade. Era primul meu festival cu emoții mari atunci. Nici nu știam cum se desfășoară pe scenă. Țin minte că atunci am fost prima în concurs și prezentatorul de atunci m-a luat așa de după gât, m-a încurajat și am prins totuși curaj și am început să cânt o doină. Da. Am avut, chiar dacă am avut foarte multe emoții, am reușit să le depășesc și mi-am făcut numărul în continuare. Atunci am luat premiul tinereții, remarcată fiind de doamna Emilia Comișel, care era președinta juriului. Orice artist are emoții, indiferent care este numele lui, înainte să intre în scenă, dar mai ales când evoluează în fața publicului spectator. Da, și mai ales când are în față un... juriu de specialitate, atunci sigur că... Și erai mică, erai la început de drum, cred că normal, emoțiile să fie și mai puternice. Da. De unde ți-ai cules repertoriu? Repertoriu care se află pe acest album, și nu majoritatea cântecelor sunt culese în perioada liceului. În paralel, eu am... făcut și școala populară de artă aici. Am să te rog să te oprești puțin pentru că avem deja un prim telespectator. Alo, bună seara. Bună seara, bună seara. Bună seara. Dacă este miercuri seara la Porțile Dorului cu Ilie Clement. Și cu artiștii care ne poposesc. Și cu artiștii care avem săptămână de săptămână invitat în emisiune. Ne pare bine că în săptămâna aceasta aveți un artist local, să-i spunem, pentru că este local, din județul Giurgiu. Și de valoare. Poftiți? Și de valoare. Și de valoare. Vasile Giurgeta Măsura, pe care o salut și îi transmit să aibă în continuare succes în tot ceea ce face.
Mulțumesc frumos! Mulțumesc din suflet! Și membra Cenaclului Luceafărul din Giurgiu, membra activă. Știu că pe 10 decembrie va participa și cu Cenaclul Luceafărul în Bulgaria și lansează și acolo acest CD. Da. Așa că am mai completat un pic cu informațiile pe care Ilie Clement în general este foarte pregătit și le dă telespectatorilor. Sincer, aveam de gând să dezvoltăm și mai mult subiectul acestui album, însă ne-ați luat-o dumneavoastră înainte. Mă bucur că vă văd din nou la televizor, mă bucur că aveți întotdeauna invitați din folclorul românesc, invitați care duc în continuare tradițiile folclorului românesc și ne reprezintă cu cinste atât pe plan local cât și național și de ce nu și internațional. Tot ce am văzut la dumneavoastră, numai artiști buni, artiști care merită să fie promovați, așa că vă urez în continuare o seară plăcută și cu mult succes să mergem mai departe. Vă mulțumim pentru aprecieri. O seară bună vă doresc. La fel și dumneavoastră și vă dăruim cu drag piesele pe care Georgeta Măsură Vasile le-a adus în această seară aici la TV Giurgiu să ne încânte sufletele. Da, cuvinte de apreciere la adresa ta, la adresa emisiunii, de la telespectatori. Da. Pe mine de fiecare dată vorbele mă copleșesc pentru că prin vorbe ți se vede răsplată la ceea ce faci. Nu chiar dacă nu numele, asta aștepți. Nu și-a lăsat numele, dar cred că după voce era domnul viceprimar. Nu? Mie nu mi s-a părut. Nu. În fine. O să vedem după ce. Deci, rămăsesem la capitolul școală populară de artă. De unde mi-am cules repertoriu. O parte din repertoriul meu l-am cules cu strădanie în timpul școlii populare de artă. Unde ai la Giurgiu? Aici la Giurgiu, când am frecventat cursurile de canto popular, unde mi-a fost ca profesor doamna Cordie Iuliana, pe care o salut și îi mulțumesc. Și o salut dacă se uită la emisiunea noastră. Da. O altă parte din repertoriu este compus din cântecele mele personale. Am și eu câteva creații, versuri și linie melodică. Unele sunt culese din culegeri de folclor, culegeri pe care le-am găsit de-a lungul timpului. Altele sunt puțin modificate, eu știu, stilizate un pic și au ajuns la produsul final care este acum. Ești pregătită pentru alte două piese? Sigur, cu drag. Te rog să te pregătești, iar cu siguranță telespectatorii se pregătesc acum să ne trimită mesaje și după evoluția ta interpretativă, cu siguranță ne vor mai suna și vor intra în legătură telefonică. Să-i dăm drumul cântecului muntenesc cu Georgeta Măsură Vasile. Adunai la viorele, o foc.
Prieteni, vă mărturisesc cu sinceritate că pe Georgeta Vasile Măsura aș asculta în fiecare zi, pentru că repertoriul său ales cu mare grijă poate să îți permită să consider că toate piesele sale sunt ocupante ale primului loc, o piesă mai frumoasă ca alta și niciuna de neglijat. Am primit un mesaj de la un telespectator care spune: bună seara, doresc să transmit sănătate și la mulți ani Mirelei Porumbiță, să fie fericită și viața plină de dragoste. Cu drag, Liliana. Cu drag o salutăm și noi pe doamna Mirela Porumbiță, să fie sănătoasă și împlinită pe orice plan. Și dacă tot este un mesaj pentru o persoană dragă, dați-mi voie ca în numele întregii echipe, peste câteva zile, când noi ortodoxi sărbătorim pe Sfântul Andrei, să dedicăm toate piesele din această seară aduse de acest mare artist, Georgeta Măsură Vasile, împreună cu urări de sănătate și bucurii pentru toți sărbătoriții de Andrei, Andreea și alte derivate. Se pare că mai avem un alt telespectator. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Liliana Bunariuc. O să rămână, Liliana. Bună seara. Te salut, Georgeta. Și eu vă pup cu mare drag. Mă bucur că vă aud. Vreau să spun că eu o cunosc pe Georgeta din 93, când lucram la Centrul Creației. Era prezent, primisă în toate delegațiile pentru a fi reprezentat Giurgiu de către ea, pentru autenticitate, pentru seriozitate, în primul rând.
Eu o cunosc din mai multe puncte de vedere. Pot să spun că este un om foarte serios, un om care știe să fie foarte exigent cu cei din jur, în primul rând. Eu am avut ocazia să cânt alături de ea în spectacole, am avut ocazia să știu cum este la catedră și am decât cuvinte de laudă, pentru că a știut să progreseze în așa fel încât ar putea să ia și alții, de exemplu, de la profesorul Georgeta Măsura. În al doilea rând, trebuie să ai foarte mare curaj în zilele noastre să mai editezi album. Pentru că este vorba despre bani, despre puterea de a intra în această industrie a folclorului. Eu nu o să monopolizez această emisiune, îți doresc tot binele din lume, Georgeta. Doresc să ne întâlnim mereu, numai în condiții de drag, numai în condiții de cântec. Doresc să fii fericită, să te bucuri de copii și dacă nu ne mai vedem sau nu ne întâlnim, să ai sărbători fericite. Și domnule Ilie Clement, vă mulțumim că încet, încet ne aduceți și pe noi cei din Giurgiu. Vă doresc o seară minunată. Mulțumim de urări, Liliana, să fii sănătoasă și tu și să duci și tu mai departe frumusețea cântecului. Tu ai un alt repertoriu din altă zonă. Îmi place mie să o prezint ca fiind născută în Maramureș, căsătorită în Muntenia și cântă dumnezeiește Banat. Vă mulțumesc din suflet, doamna Liliana. Eu v-am apreciat din totdeauna. Când ne-am întâlnit, ne-am întâlnit cu drag și ne-am povestit. Sunteți un artist deosebit și mulțumesc din suflet pentru aprecierile făcute. Sunteți printre puținii artiști locali, soliștii din Giurgiuveni, care mă apreciază în felul acesta. Vă mulțumesc și vă doresc și dumneavoastră multă sănătate și toate cele bune. Dumnezeu să vă ajute în tot ce vă doriți. Mulțumesc și eu, Liliana, pentru telefon, dar să mai spunem unui alt telespectator. Bună seara, alo? Bună seara! Alo, bună seara, domnul Clement și invitata dumneavoastră. Salut, bună seara! Am și eu câteva dedicații de făcut. În primul rând... În primul rând să ne spuneți cine sunteți. Sunt Icara Cernea din Giurgiu. Gata, doamnă, acum... Și urmăresc emisiunile dumneavoastră foarte, îmi plac foarte mult. În special de invitata dumneavoastră, foarte, foarte mult apreciez. Mulțumesc. Giurgiuveancă frumoasă. Da, mulțumesc. Da. Și eu îi urez succes în continuare și să meargă pe drumul cel mai bun. Mulțumesc din suflet. Multă și vreau să fac și eu câteva dedicații. Vă rog. De Sfântul Andrei, am și eu pe nepotita. Mucă Flore... Mucă Violeta Andreea. Să vă trăiască, doamnă. În noiembrie am avut nepoțelul din partea băiatului, Mihnea Alexandru, când a fost Mihail. Da, și băiatul meu a fost la fel tot în noiembrie. În primul rând și soțului, că și el a fost născut în noiembrie. Și tuturor celor care mă cunosc și copiilor mei și vecinilor și la toată lumea, în special pentru dumneavoastră. Sărut mâna, mulțumim! Toate cele bune! Sărut mâna, mulțumim! La mulți ani tuturor! Frumos pentru telefon, să vă... bine și sărbători fericite! Să dea Dumnezeu mulțumim la toată la lumea și dumneavoastră! Și dacă tot se apropie Sfântul Andrei, fie ca întreaga emisiune să fie un dar anticipat pentru nepotul meu David Andrei, care abia așteaptă să întâlnească cu întreaga grupă de la grădinița Scufița Roșie la o locație privată ca să sărbătorească ziua lui. Să vă trăiască, aveți un nepot foarte frumos și talentat, am văzut. E, are românul o vorbă, orice cioară își vede puiul alb, așa și eu îl văd pe nepotul meu cel mai frumos și cel mai deștept. Și eu vreau să transmit, dacă îmi permiteți, tuturor celor ce poartă numele de Andrei, colegilor mele,
colegelor mele cadre didactice, elevilor mei care poartă acest nume, nepoțelului meu Dragoș Andrei, care este la București acum, băiatul fratelui meu, îl pup și îl iubesc din suflet, la mulți ani, și tuturor celor care își sărbătoresc de aici încolo zilele de naștere sau, eu știu, zile de nume, iar pentru că chiar dacă este mai departe Moș Nicolae, eu o săptămână și nițel. Da, vreau să urez și acestora la mulți ani sănătate, fericire și mai ales tatălui meu care poartă numele de la mulți ani să fie sănătos, să bucure de și fiicei mele. Întotdeauna o uit pe ea. Ultima este fica mea. Da, se pare că mai avem un alt telespectator. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara, domnule Clement. Bună seara, invitatei dumneavoastră. Bună seara. Sărut mâna. Ați apărut în direct la televiziune. Vă așteptam de mult să apăreți. Vă doresc emisiuni frumoase cu invitați de onoare. Ce să vă spun de invitata din seara aceasta, o doamnă frumoasă, cu o voce caldă și blândă. Mulțumesc. Mă bucur că e giurgiuveancă de-a noastră și îi doresc multă sănătate, numai bine, cântece frumoase, să bucure de tot ce are lângă dumneai și dumneavoastră, domnule Clement, tot la fel, multă sănătate vă doresc, emisiuni frumoase și ce așteptăm, spectacolul care îl așteptăm. Da, doamnă, era în atenția mea să vă dau mai multe informații. Am să rog pe Georgeta să pregătească să mai ne încânte cu alte două piese, timp în care eu am să dau mai multe informații despre acest spectacol amânat. Au fost cauze obiective, știți cu toții necazul care s-a consumat în urmă cu 3 săptămâni la Clubul Colectiv din București, unde 60 de tineri au plecat în lumea de dincolo, iar alții se zbat între viață și moarte pe paturile de spital. Acesta a fost motivul pentru care am zis că și noi giurgiuvenii putem arăta lumii că suntem alături de necazurile oamenilor, organizând acel spectacol pe care l-am intitulat sugestiv Alături de Îngeri. Îngerii însemnând victimele necazului, tragediei din Clubul Colectiv. Din păcate, acest spectacol a fost deocamdată amânat din cauza autorizației de securitate de la ISU, securitatea sării și a oamenilor, însă vă asigur că acest spectacol se va derula imediat după ce sala va fi autorizată. Artiștii care erau anunțați pe afișii, alți 3 care urmau să participe fără să fie mediatizați, au regretat sincer că nu au mai venit la Giurgiu, pentru că aici s-au întâlnit de fiecare dată cu oameni iubitori de cântec, oameni educați, oameni care iubesc cultura de-a întregul ei. Cei care au cumpărat bilete au înțeles situația, din păcate au regretat că nu s-au întâlnit cu marile voci ale cântecului popular. Eu le-am mulțumit în numele dumneavoastră, dragi prieteni, atunci când i-am anunțat că se amână deocamdată spectacolul, au înțeles cu toții, dar cel mai mult mă bucură că dumneavoastră, spectatorii care ați cumpărat bilete, ați înțeles și nu v-ați supărat. Mai sunt câțiva spectatori care au bilete și invit să mă caute pentru a le restitui contravaloarea acestora, pentru că banul se câștigă greu. Iar munca este a domnilor lor și trebuie să intre din nou în posesia banilor, pentru că nu s-au bucurat de acel spectacol. Distribuția data viitoare va fi mult mai mare, pentru că în timp ce se derula pe posturile naționale de televiziune anunțul și prin media locală s-a făcut această imagine a spectacolului, au fost mulți artiști care m-au căutat și și-au manifestat dorința să vină chiar fără mediatizare în spectacol. Așadar, bucuria reîntâlnirii cu mari artiști se va consuma foarte, foarte curând,
mai bine zis, de îndată ce autoritățile abilitate vor acorda acel certificat de siguranță pentru Ateneu și Teatrul Tudor Vian. Acestea fiind spuse, să-i dăm drumul din nou cântecului cu Georgeta Măsură Vasile, care ne aduce în această seară piese din ce conțin ultimul său album discografic. Să ne bucurăm, prieteni, cu alte două piese. Să fie, l-așteptai până la amiaz și nu mai pot
de necaz, le 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 și iar le le. Nu știu, dadă, ce mai face, că dragostea nu-mi dă pace, se așează la inimioară, mă usucă, mă omoară, le 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 și iar le le. Alte piese, dragi prieteni, alte bucurii, alte nestemate aduse în această seară, aici, la TV Giurgiu, în cadrul emisiunii La Porțile Dorului, de îndrăgita interpreta cântecului popular muntenesc, Georgeta Măsură Vasile. Am mai primit mesaje de la dumneavoastră, unul mi este dedicat mie, dar trebuie să-i dau citire din respect pentru telespectator. Toate melodiile acestea frumoase vreau să le dedic domnului Clement. Semnează Ionuț Barbălată de la Vedea. Mulțumesc, Ionuț, ți le întorc și eu și tuturor telespectatorilor. Toată mapa muzicală pentru Victoria Botea de la Tuța. Bună seara, domnul Clement, tot respectul pentru această emisiune și am o mare rugăminte la dumneavoastră, dacă se poate să-mi împrumutați un costum popular pentru fata mea de 13 ani, pentru vineri 27 noiembrie, care are un simpozion la școala numărul 8. Da, cu mare drag, mâine căutați-mă în piața centrală și cu drag am să vă ajut, stimate telespectatori. Toată mapa muzicală din această seară să fie pentru familia Ghelmez. Să fie pentru familia Ghelmez și pentru toți telespectatorii noștri, precum și pentru un alt telespectator care a avut curaj și ne-a sunat. Alo, bună seara! Bună seara! Sărut mâna! Sunt Dunia Pălângeanu. Sărut mâna, Dunia. Bună seara. Bună seara, domnule Clement. Sunt bucuroasă să pot fi alături de dumneavoastră și să distins a interpretă Georgeta Vasile Măsură într-o seară specială la Porțile Dorului, pe care interpreta noastră o merită cu prisosință. Nu este pentru prima dată când admir la interpreta noastră seriozitatea, implicarea, pasiunea de a promova cântecul și portul popular. Așa e. Tenacitatea cu care se pregătește și acum pentru a se prezenta într-o frumoasă ținută scenică, oriunde este invitată, la Giurgiu, de zilele orașului sau Comunei Băneasa, pe posturile locale sau naționale, de televiziune, în concursuri și festivaluri chiar. Și în Bulgaria, Dunia. Da, imediat am să vă spun, doresc să spun că am avut privilegiul de a-i lansa și în cadrul serilor de literatură și artă în cetate, organizată de Cenacul Literar Luceafărul, acest album deosebit, Cine n-are dor prea mult, cu un număr de 13 melodii autentice de Blașca, acompaniate acolo pe album muzical de Orchestra Populară Națională Radio, dirijor Adrian Grigoraș. Au fost clipe alese în acea seară la Cafeneaua Artiștilor din Giurgiu, la care au fost alături, așa cum s-a și spus, colege de scenă, a fost Reta Baltan, a fost profesorii care i-au îndrumat pașii și i-au cultivat vocea, Iuliana Cordi, așa cum a spus și Georgeta, primarul Comunei Băneasa, directoarea școlii unde este profesor de muzică. Georgeta, să știți, este una din laureatele cu diplomă și medalie ale premiilor culturale anuale Ion Mihai. Chiar dumneavoastră i-ați înmânat împreună cu mine și cu distința Dana Ciobanu din partea familiei Mihai medalia pentru a răsplăti meritele ei deosebite. Stilul în care cântă, repertoriu ales, ținuta scenică, i-au fost apreciate de curând și de etnograf și muzicolog Irina Dragnea Comișel, fiica renumită și regretată etnomuzicolog Emilia Comișel. Nu întâmplător, de altfel, apariția acestui album muzical a fost susținut financiar de domnul viceprimar Alexandru Vladu, un mecena al culturii giurgiuvene. Domnia s-a recunoscut cu ușurință în interpreta noastră, o personalitate a folclorului care face cinste acestor locuri din sudul Dunării și care merită să fie ajutată în demersul ei artistic. Într-adevăr, nu peste mult timp, albumul muzical va fi lansat și la Rusen, în Bulgaria, în cadrul Centrului Cultural Cristo Botevo de acolo, unde arta populară românească și vlășceană, în mod special, va fi admirată de oameni de cultură și iubitori de folclor. Eu îi doresc ca noul an care vine, 2016, să-i aducă multe împliniri,
nobila pasiune pentru muzica populară pe care o cultivă cu suflet bun și cu mult talent. Mult succes și mulțumesc mult domnul Lilii Clement pentru acest prilej și pentru această seară deosebită. Sărut mâna, Dunia, îți mulțumim ca de fiecare dată cuvintele sunt alese, meșteșugite frumos de tine. Se cunoaște că ești un om de cultură, un poet și un scriitor național care, prin întreaga ta activitate și pasiune pentru cultură, au toate acestea adunate, au făcut să se audă de-a lungul și de-a latul țării, de la Răsărit până la Sfințit și de orașul nostru, de cetatea noastră, care, cu regret o spun, mai sunt câțiva, între ghilimele fie spus, câțiva nebuni care iubesc cultura la Giurgiu, giurgiuveni cu suflet și care vor să demonstreze lumii că și aici, în această urbe mică, cu oameni frumoși, oameni generoși, se face și se păstrează cultura românească. Mulțumim, Dunia, te apreciem și noi pentru tot ce faci, te-am urmărit aseară la TV Giurgiu, este o bucurie pentru fiecare telespectator, pentru fiecare spectator să te audă vorbind și cu sinceritatea care te caracterizează să aduci elogii oamenilor care cu adevărat merită. Da, Georgeta. Doamna Dunia mi-a făcut o surpriză deosebită în seara aceasta. Mi-a luat-o înainte pentru că voiam să spun în continuare. Și eu vreau să vorbesc de orchestră, dar da, Dunia are întotdeauna lecția despre învățată. Despre orchestră, dar în primul rând despre doi oameni minunați giurgiuveni care se implică în cultura giurgiuveană și promovează talentele, promovează tot ceea ce este bun și frumos și creativ în arta giurgiuveană. Trebuie să mulțumesc din suflet doamnei Dunia Pălângeanu pentru că pentru mine este o flacără vie continuă care s-a implicat în promovarea mea, nu numai în cadrul cenacului literar Luceafărul, dar tot ce a făcut pentru mine reprezintă ceva extraordinar. Și de aceea vreau să-i mulțumesc pe această cale, pentru că eu astăzi nu aș fi ajuns aici în fața publicului telespectator dacă dânsa nu se implica atât de mult alături de un alt om deosebit, un om cu litere mari, spun eu, un om adevărat, în adevăratul sens al cuvântului. Este vorba despre domnul viceprimar Alexandru Vladu, căruia de asemenea îi mulțumesc pentru că s-a implicat în promovarea acestui CD. Desigur, prin anumite, eu știu, acoperirea unor sume care mi-au fost necesare spre a promova acest CD. Le mulțumesc din suflet și sper să nu-i dezamăgesc niciodată, să aduc în fața publicului totdeauna ce este tradițional și frumos. Frumos ți este și costumul pe care îl porți, Georgeta. Câteva cuvinte să ne spui și despre el. Cu costumele nu stau chiar atât de bine, dar întotdeauna încerc să le potrivesc, să le asortez, să le adun de pe unde pot. Pare atât de rău că nu reușesc să strâng așa măcar un costum complet din zona mea natală. Absolut nimeni nu mai vrea să dea dacă mai are ceva. Dar cât de cât am reușit să colecționez câteva dintre ele. Ceea ce port acum este o ie care mi-a fost dăruită de un coregraf, cred că îl cunoașteți, domnul Petrică Beceanu din Zimnicea. Mă rog, ne-am cunoscut prin intermediul festivalurilor, în perioada când eu frecventam aceste festivaluri, mi-a dăruit-o și o port cu drag. Ceea ce port vesta și, mă rog, Ilicu și Tăvelca, mi le-au dăruit o mătușă din partea mamei mele de la Pietrele, Mariana, pe care o salut și o iubesc din tot sufletul pentru că a reușit să-mi facă pe... să fie potrivit la această costumul și poalele de asemenea le-am potrivit cu, eu știu, motivele, să zic eu, specifice și potrivite pentru și tulpanul? Tulpanul îl port cu drag și cu sfințenie, nu
Nu prea îmi vine să ies așa în fața publicului fără tulpan. Duc dorul de marame, nu am marame din acelea mai finuțe. Dar poți folosi un ștergar. Am ștergare din borangic, dar așa mi se pare mie că mi se potrivește mai bine tulpanul. Ei, pentru noi, da, merge mai bine tulpanul pentru zona noastră, însă nici marama nu n-ar putea să te împiedice să te consideri un interpret autentic. Pentru că este un obiect care face parte din costumul de femeie. Da, sigur. Am arame de borangic, dar este adevărat, nu prea le-am purtat. Ei, ai tot timpul de acum încolo. Ia să încerci la următoarea invitație să vii cu maramă, da? Știți sau cum cu ștergar? Este? Borangicul este mai rigid, mai greu de modelat așa și ei, cum tu ești trebuie o pretențioasă și îl speli mereu, da, cu siguranță îl mai pierde din duritatea țesăturii. Da, da. Am să te rog să ne mai pregătești alte două piese. Sigur. Iar pe dumneavoastră, dragi prieteni, continui să vă invit să ne sunați, să trimiteți mesaje, pentru că este o bucurie pentru noi apropierea Sfintelor Sărbători ale Crăciunului și toate celelalte care urmează după Crăciun. Sfântul Ștefan, Sfântul Vasile, Sfântul Ion, Bobotează și așa mai departe. Până când vă faceți curaj, alte două piese cu frumoasa și talentata noastră interpretă munteancă, Georgeta Măsură Vasile. Să o urmărim! Într-un fel
iarnei, că de la o vreme ai uitat vorbele mele. Ionei, că nu le-am uitat, chiar dacă te-ai însurat, mă. Suntem doi dușmani, mă. Au trecut neicuță zile și eu nu mai sunt cu tine. Au trecut neicuță ani și noi suntem doi dușmani, mă. Spui lumii că mă urăști, dar eu știu că mă iubești, mă. Cât ai vrea să te ferești, tot neicuță te cunoști, mă. Dușmanii ne-au dușmănit și pe noi ne-au despărțit. Au crezut că bine fac și acum de dragoste zac, mă. Dușmanii ne-au dușmănit și pe noi ne-au despărțit. Au crezut că bine fac și acum de dragoste zac, mă. Doamne, cât mi-a fost de greu, știe doar sufletul meu, mă. Că plângeam noapte și zi cu perna la căpătâi, mă. Băiat, m-am măritat, mă. Am făcut casă, copii, l-o iubi cât o-i trăi, măi. Georgeta Măsură Vasile are toate motivele să-și iubească soțul și copiii, pentru că, într-adevăr, are o familie frumoasă, un soț iubitor, un soț care o sprijină și o stimulează în această frumoasă, dar grea pasiunea sa, cântecul popular. Se pare că mai avem un alt telespectator. Alo, bună seara! Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Rog colegii din regie să dea sunetul puțin mai tare, că nu auzim telespectatoare. Alo! Bună seara! Vă rog! Vă auziți? Vă auzim! Mai greu, dar vă auzim! Așa e. Și mă bucur nespus că, iată, am prilejul să văd o fostă elevă cât de mult ne-a spus de bogăție ne aduce în casele noastre acum în preajma Sfintelor Sărbători. Îi mulțumim, Georgete, pentru tot ceea ce înseamnă pentru acest ținut al nostru, pentru fiecare dintre noi. Eu mă bucur nespus că acum îmi este colegă de cancelarie. Și ce să vă spun, vă mulțumim dumneavoastră, domnule realizator, fost coleg, că ne aduceți în casele noastre asemenea oameni minunați și sunteți atât de fideli tradițiilor care ne-au făcut atât de bogați, dar din păcate în aceste timpuri atât de puțin de Crăciun. Așa este. Și noi vă mulțumim, bună seara, dacă doamna nu greșesc. Doamna profesoară Iuliana Cordie, mulțumesc din suflet, am recunoscut-o din prima dată. Vă iubesc, doamnă, și vă apreciez și să vă dea Dumnezeu multă sănătate, pentru că ați știut să plantați, să zic așa, în mine ceea ce este bun în ce privește muzica. Și eu aș vrea să îi aduc elogii doamnei Cordie, pentru că în întreaga sa activitate didactică, domnia sa a șlefuit foarte multe talente, sunt mulți artiști pe scena românească care au devenit celebri
grație acestui om modest care întotdeauna i-a plăcut să stea undeva în spate, iar în față să se vadă munca pe care a investit-o în copiii care au trecut pe la clasa de canto popular. Este un cetățean de bază al orașului, este un profesor, un dascăl, care face cinste catedrei giurgiuvene, este un om modest, mi-este și vecină. Un om deosebit, cu suflet mare. În fața acestui om nu poți decât să te închini. Mulțumim și... Sigur. Mulțumesc, doamna profesoară, încă o dată aprecierile mele și vă iubesc din tot sufletul. Să rămâneți la fel, doamna Cordia, așa cum v-a cunoscut întregul nostru oraș. Un om modest, un om serios, un om echilibrat, un om educat și toate, eu știu, calitățile pe care mulți dintre noi ni le dorim, iar dumneavoastră le-ați avut cu prisosință. Să ne trăiți! Am mai primit, Georgeta, mesaje de la telespectatori. Bună seara, aș dori și eu să dedic toate melodiile din seara asta pentru socrii mei, pentru soțul meu și copiii și în special pentru dumneavoastră. Mulțumesc, este un mesaj nesemnat. Vă rog, dragi prieteni, aveți curajul și treceți-vă numele și localitatea de unde sunteți, pentru că așa putem să punem și noi în valoare, eu știu, străduința dumneavoastră și încrederea pe care ne-o dați, ne-o acordați la această emisiune. Dedicăm toată mapa muzicală pentru Flori și Roxy Nedelcu, care au devenit părinți cu mesajul să le trăiască micuța Antonia Maria din partea bunicilor, familia Sima. Să vă trăiască, să vă bucurați de Maria mulți, mulți ani de acum încolo. Bună seara, mă numesc Mihaela, aș dori să dedic toate melodiile din această seară socrilor mei, familia Călin Apostol și Ioana, pentru soțul meu George și pentru copiii mei Iuli și Ionela, pe care îi iubesc mult. Iubiții doamne, doamnă, că sunt urmașii domniei voastre, așa cum toți ne bucurăm de copii pe care îi avem și suntem mândri că lăsăm în urma noastră să ne ducă mai departe numele și să fie oameni de bază ai societății românești. Mi-a luat-o Dunia înainte, multe din întrebările pe care le pregătisem a trebuit să le șterg, însă trebuie să te întreb cum de-ai ales tu pe să faci înregistrările cu Orchestra Națională Radio. Este o poveste lungă, o poveste frumoasă. Ia încearcă și sintetizează un pic. Da, am să încerc. Totul a pornit de la un festival care s-a realizat aici la Giurgiu. În vremea aceea, doamna Doina Cernea era profesor la Școala Populară de Artă. Eu am ținut legătura cu doamna, am păstrat această legătură și mulțumesc pentru că nu m-a lăsat să abandonez cântecul, pentru că eu era o perioadă când abandonasem. Dânsa m-a regăsit și a încercat să mă includă în acest concurs. Concurs realizat de domnul George Lnucă și producătorul Florin Racoci. Printre interpreții care concurau numai din județul nostru, era faza locală, am participat și eu. Fiecare concurent avea câte un susținător, tot interpret de muzică populară. Cel care trebuia să mă susțină atunci în seara concursului nu s-a prezentat, nu știu, din anumite motive, și a fost înlocuit cu Corina Dragomir, draga mea prietenă, cu care am rămas bună prietenă, da? Și care a participat la lansarea albumului tău la un post național de televiziune, da, în urmă cu două săptămâni și alături de alți giurgiuveni. A pornit legătura mea cu Corina, legătură pe care o am și astăzi destul de strânsă, și eu atunci eram la început de drum, nu aveam înregistrări, m-a întrebat, dar cum se face că tu ai repertoriu, i-am prezentat repertoriul meu, am câștigat atunci faza locală, am luat premiul întâi și, mă rog, mi-a făcut legătura cu domnul Adrian Grigoraș, pentru că dacă nu ești dezorientat atunci la început de drum, nu ai un sprijin, dai din colț în colț. Este mai greu, așa este. Este foarte greu. Atunci am înțeles și mi-a făcut legătura cu domnul Adrian Grigoraș.
I-am prezentat repertoriu, a fost de acord să mi le orchestreze și așa... De aici a rezultat albumul. Am înregistrat, cu toate că înregistrările sunt făcute cu câțiva ani în urmă, nu sunt de data recentă. A durat ceva timp până când le-am strâns pe toate pe acest album și încă o dată mulțumesc susținătorului meu, domnului viceprimar Alexandru Vladu, pentru că a făcut posibil această lansare, să zic eu, pe plan local. Ei, tu ai făcut lansarea și pe plan național, pentru că da, spuneam mai devreme... Da, este adevărat, la o televiziune mai... Ai fost la o televiziune de folclor, o televiziune care emite național și internațional, nu știu da? Cât se prinde la noi aici în Giurgiu, cel puțin la mine la țară, nu, nici măcar... Bine, la Băneasa e posibil, dar eu te-am urmărit, dovadă că am și trimis un mesaj atunci, da, pentru că m-am bucurat sincer că erai tu și alții giurgiuveni, Ion Chiripuci, Reta Baltag și... colegii mei de cânte cu care am pornit la drum, Reta Dan Baltag, Făgăraș. Dan Făgăraș, sigur. Da, eu am lucrat cu el la Casa Armată, e un băiat tare bun. Le mulțumesc tuturor. Iar pentru că mi-au fost alături. Iar dorim succes în continuare și sănătate. Sigur, în primul rând, sănătate. Pentru care nevoie are o perioadă puțin mai critică, însă cu ajutorul lui Dumnezeu va trece acest hop. Sigur, Dumnezeu este alături de noi și atunci când avem credință... Am să te rog să mai faci câțiva pași lateral dreapta, da. Să pregătești alte două piese, că eu mă mai uit și la ceas și văd că zboară așa, parcă... Merge, nu numără din secundă în secundă și numără din minute în minute. Pe dumneavoastră, dragi prieteni, vă invit în continuare să ne trimiteți mesaje, să ne sunați, suntem aici, băieții în regie sunt pregătiți, băieții de la camere de asemenea. Și aș vrea să-mi permiteți ca întreaga emisiune să o dedic memoriei unei telespectatoare fidele a emisiunii noastre, Elena Florea din comuna Oinacu, mamaia lui Gelu Voicu, care în urmă cu o lună a plecat la cele veșnice. O regretăm pentru dragostea cu care înconjura artiștii. Toți au fost anunțați și au deplâns moartea acestui telespectator și spectator la cele organizate de mine la Giurgiu, unde înainte cu două zile se pregătea pentru acest eveniment, acele evenimente, și nu uita ca artistelor și artiștilor prezenți pe scenă să le ofere buchete cu flori și să îi îmbrățișeze părintește. Am emoții pentru că am stimat-o, am apreciat-o, m-am bucurat alături de Gelu Voicu și alți artiști de afecțiunea ei, dar de acolo, din ceruri, unde este așezată la dreapta Domnului, ne urmărește în fiecare seară de miercuri și se bucură de artiștii pe care TV Giurgiu îi are oaspeți în fiecare seară de emisiune. Pentru Ștefan, Elena, pentru dumneavoastră, alte două piese cu Georgeta Măsură Vasile. Am muncit din zi în noapte.
toate. Fetele sunt măritate, dar le-am, Doamne, aproape. Numai băiatul meu drag este mai îndepărtat. Copiii mei, să veniți, mamă, toți trei, să vă așez pe lângă masă, cum făceam și altă dată. Să-mi aduceți nepoței, că mi-e tare drag de ei. Cântece de dragoste pentru noi, iubitorii cântecului popular, aduse în această emisiune de excepție de Georgeta Măsură Vasile. Am mai primit mesaje de la dumneavoastră, dragi prieteni. Bună seara, dedic toate melodiile copiilor și soțului meu cu mesajul la mulți ani, semnează Nicolae. Pentru micuța Andrada Alexia, cu mesajul la mulți ani din partea lui străbunica Petra lui Puie din cetatea. Ia uite-te, un copil fericit să aibă și străbunică. Salut pe Petra lui Puie, salut toți locuitorii satului Cetatea, un sat cu mulți oameni gospodari, oameni iubitori de folclor, oameni cu frica lui Dumnezeu în sân. Toate melodiile din această seară le dedic soțului meu și urez la mulți ani. Semnează
Da. Cred că este vorba, mesajul pentru Adi Nicolae, dar nu este semnat. Mă rog, așa a fost trimis, așa l-am citit. Ce proiecte de viitor are Georgeta Vasile în continuare? Îmi doresc din tot sufletul să mai înregistrez câteva melodii. Din păcate, situația financiară lasă de dorit la mine. Știți dacă te-ai făcut profesor. Este, da, unui interpret de muzică populară, unui artist, de fapt, nu este ușor ca să scoată un album așa de repede, unul după altul, dar sper că cei care mă privesc, mă ascultă și mă îndrăgesc vor găsi, eu știu, o resursă acolo să mă ajute. Îmi doresc din tot sufletul melodii, vor fi ceva, eu știu, altfel decât am scos pe acest album, melodii de suflet, melodii de petrecere și vreau foarte mult un videoclip. Georgeta, îți dau un sfat. Ca și tine, eu tot ce am făcut, atât cât am făcut pentru folclorul giurgiuvean, am făcut-o cu prieteni. Eu n-am avut niciodată alocat un leu. Însă am avut prieteni. Dacă te duci și îi spui omului ce proiect ai, ce vrei să faci, cu siguranță găsești oameni de suflet, oameni care sunt aproape. Și să vezi că dacă mai lași modestia deoparte, că ești exagerat de modestă, da, ai să găsești, ai să găsești prieteni, însă din cauza asta am, trebuie să le spui oamenilor, uite, domnule, ce vreau eu, da, există posibilitatea să mă ajutați și cu siguranță vei găsi. Am pierdut foarte mult din cauza modestiei, dar acum... Nu e rău că ești modestă, dar ești exagerat de modestă. Da, trebuie să fii și un pic mai obraznic, așa zic eu. E bine spus, dar da, să punem ghilimele. Sunt sigură că vor fi oameni care mă vor ajuta în continuare, așa cum Bunul Dumnezeu mi-a scos în cale acești oameni, și să termin acest proiect, să-l finalizez, și mi-a ajutat Bunul Dumnezeu în acest an să îmi împlinesc visul. Sunt sigură că mă va ajuta și în continuare. Iar pe noi ne ajută Bunul Dumnezeu și vorbim cu un alt telespectator. Alo, bună seara! Revin, bună seara. Am revenit din nou pentru că a fost un moment puțin confuz. Nu este, a fost Iuliana Cordier, pentru care am tot respectul, și o altă colegă de Cancelaria Georgianei. Revin cu două întrebări de data aceasta. Vă rog. Pentru realizatorul emisiunii, cum, și-mi permit să folosesc persoana a doua singular. Nu cumva vă numiți Viorica Cuțulescu? Da, da. E colega mea de școală generală. Viorica, da, dacă tu ești, te rog din suflet să ne scuzi pe amândoi. Scuză-mă că ți-am luat vorba. Nicio problemă, așa de bine a căzut Iuliana Cordie. Sunt sigură că nu a putut să sune pentru că a făcut-o din tot sufletul. Pentru că Georgeta înseamnă foarte mult pentru Iuliana. Așa este. Și dumneavoastră însemnați foarte mult pentru mine. Mi-a făcut o mare plăcere să vă întâlnesc, să fiu... am fost eleva dumneavoastră, iar acum colegă cu dumneavoastră la catedră, la școala Daia. Este o onoare pentru mine, Georgeta, să fiu acum colega ta. Dragul meu Clement, spune-ne, te rog, nouă giurgiuvenilor, tu care ești un veteran al mișcării artistice, al acestui folclor extraordinar de aici, de la noi, spune-ne, cum ai reușit atâția ani să fii atât de longeviv? Eu am un singur răspuns la această întrebare pe care mi-a pus. Tu n-ai făcut nimic cu banul, tu ai făcut numai cu sufletul. Tu te-ai dăruit în totalitate tuturor celor pe care i-ai simțit că sunt în rezonanță cu tine. Poți să răspund, Viorica? Eu mă mândresc că am un astfel fost coleg. Mă mândresc cu tot ceea ce semn tu pentru Giurgiu, pentru viața artistică din acest oraș, pentru care, din păcate, sunt puține urechi și poate puțini ochi care să audă, să vadă, dar mai ales să simtă. Și pentru Georgeta, te rog,
hai să-i dăm o mână de ajutor, învață-o tu, trebuie să o ajutăm, să o sprijinim, să-și înăture toate piedicile pe drumul ăsta pe care merge. Sunt convinsă că autoritățile locale vor găsi, vor găsi posibilitatea să îi dea o mână de ajutor și să răsune de pe meleagurile noastre vocea ei atât de frumoasă, a unei ființe atât de sensibile, dar atât de puternice. Vă mulțumesc foarte mult! O seară bună și să ne ajute Dumnezeu să ne auzim și să simțim așa cum voi transmiteți în această seară. Sărut mâna, mulțumim, Viorica, ne cerem încă o dată scuze, a fost o confuzie fost o de, voce, de voce, da, nici în boxă nu s-a auzit prea bine vocea, a fost și o mică defecțiune tehnică, însă mi-ai pus o întrebare, sunt obligat moral să-ți răspund. Ce am făcut eu, am mai spus-o și cu alte ocazii, am făcut-o din pasiune, am făcut-o pentru... că mi-a dat Dumnezeu darul de a dansa popular. Nu știu cât de bine, nu știu cât de frumos, însă această pasiune încă este vie în sufletul meu. Am avut un mentor, îl cunoști foarte bine, pe regretatul Ion Mihai, care, dacă vrei, ne-a învățat, în afară de dansul popular și dragostea pentru folclor, ne-a învățat cu ani în urmă, când eram adolescenți, și cum să mergem pe stradă și cum să salutăm omul și cum să ne comportăm în societate. Ai mare dreptate. Eu tot ce am făcut, am făcut numai cu această pasiune. Am avut noroc că mi-a dat Dumnezeu o soție înțelegătoare cu care m-am căsătorit în urmă cu 35 de ani. În timp ce dansam amândoi la Casa de Cultură, da, eram membrii ai ansamblului Dunărea și apoi Doina Dunării, și știindu-mi că altă pasiune nu am, mi-a fost un suport logistic deosebit. Eu am cheltuit din banii personali pentru acțiunile și pentru această pasiune pe care o am și pe care am să o iubesc până când am să plec, dar peste 40 de ani, Viorica, am să plec într-o altă lume. Spun și fetelor mele, nu le convine că le spun de fiecare dată că eu n-am să îmi doresc să plec din lumea asta îmbrăcat în costum de colonel, ci în costum popular. Atât de mult am iubit folclorul încât n-am să mă despart de el nici dincolo. Am avut noroc în viață și de familie bună, am avut noroc și de prieteni buni, am avut noroc și de sănătate și am noroc că am găsit de la timpul în care eu m-am retras în culise, că începuse părul să albească și nu mai dansam, să arăt atât cât m-am priceput tinerilor cât este de frumos să dansez popular. Pe mulți i-am convins cu greu să renunțe la paharul cu alcool în bar și să vină la o repetiție de dans popular, da? Și tot atât de greu mi-a fost ca mulți dintre ei să fie convinși să iubească dansul popular. Asta era segmentul unde eu m-am descurcat cel mai bine. Le era rușine la început să încalțe opinca, le era rușine la început să pună pe cap ștergarul sau tulpanul, așa cum are Georgeta măsură Vasile în această seară, însă cu pași mici, dar siguri, așa cum și tu la catedră înveți tainele copiilor, le predai tainele la orele tale copiilor, am reușit să-i apropii spunându-le de fiecare dată că vor deveni maturi și că atunci când vor purta în piept floarea de ginere, n-or să știe să joace o horă de mână. Fac asta din pasiune și am să o fac mulți, mulți ani de acum încolo. Mai răscolit Viorica dragă, colega mea de școală generală, cu care am vorbit și astăzi, și crede-mă că tensiunea a depășit limitele normalului, pentru că îmi amintesc cu drag de serbările școlare de la școala 4, unde cea mai bună recitatoare era Viorica Cuțulescu, profesor acum la școala din Daia. Acum răspunde și tu, Georgeta. Și m-a emoționat foarte tare
întâlnirea cu doamna profesoară Viorica nu mai m-a recunoscut după atâția ani, dar eu am pe câte serii de elevi a minte, avut? Da, sigur, i-am povestit cine sunt și atunci m-am îmbrățișat cu drag, aproape că am plâns amândouă. Îi mulțumesc din suflet pentru apreciere și vă iubesc, doamna profesoară. Încerc să mai citesc un mesaj, încerc să te conving să te pregătești de cântat, încerc să conving și colegii operatori și din regie să facem din această emisiune un regal al cântecului popular muntenesc, iar ei sunt întru totul de acord. Până tu mai pregătești ia fota sau tulpanul, din respect pentru un telespectator, îmi cer scuze, Viorica Cuțulescu este de vină, să-i spunem bună seara unui alt telespectator. Alo, bună seara! Bună seara, domnule! Bună seara! La telefon, Stavarache. Bună seara, domnul Stavarache! Domnule, dați-mi voie să vă mulțumesc frumos pentru această minunată fată. E de-a noastră, nu știu de ce zic, nu știu, în seara asta sunt mai ocupați, nu știu ce se întâmplă, că nu spune. Este o ființă minunată, este un interpret foarte bun al județului nostru și am rămas așa, nu știu cum să vă spun. Nu prea a fost, probabil că avem dreptate și dânsa are dreptate, e cam emotivă, e puțin mai, nu știu, mai retrasă. Ar fi vrut să vedem mai mult în spectacolul din orașul nostru. Nu prea participat, nu știu care e cauza, dar este minunată și este foarte drăguță și e foarte simpatică și cântă atât de dulce și sperăm să meargă mai departe, să încerce, să fie puțin mai îngrăznată și să ne aducă alte cântece, este minunată. Este minunată. Mulțumesc frumos și îi doresc multă sănătate și să meargă pe cântecul ăsta popular al nostru. Eu vă mulțumesc de telefon, domnul Stavarache, și vă asigur că în ceea ce mă privește am să încerc să fiu mult mai aproape de Georgeta Vasile și în activitățile pe care le voi desfășura de acum încolo, ea va fi în distribuția spectacolelor organizate de mine. Vă asigur de acest lucru. Și să sperăm că o auzim și prezența la spectacolul umagiat care va avea loc de curând. Cu mare drag. Mulțumesc de telefon. Vă doresc. O emisiune bună. Rămâneți alături de noi și bucurați-vă împreună cu noi, domnul Stavarache. Alte cântece, dragi prieteni, cu Georgeta Măsură Vasile. Oh,
Cele care cu patru boi și o mulțime de nevoi. Cântece vechi, cântece de la sufletul culegătorilor de folclor pentru sufletele noastre. Am multe mesaje, dragi prieteni, să le citesc, dar mai avem un alt respectator pe care vreau să-l salut cu mare drag. Alo, bună seara! Bună seara! Sunt Ion Macedon și trec, sau sunt în Giurgiu, cu alte cuvinte întâmplător, și mă uit la emisiunea dumneavoastră care m-a cucerit. Vă așteptăm în platou. M-a cucerit din mai multe puncte de vedere. Unul, ascult o voce a unei cântărețe, Giurgiu Vene, care transmite atâta bucurie, atâta lumină pentru iubitorii de folclor, încât nu sunt cuvinte să le rostim noi. Eu o felicit pe doamna Georgeta Vasile pentru acuratețea cântecelor sale vrâșcene, pentru darul și pentru talentul cu care se manifestă de fiecare dată pe micile ecrane. Pentru că am avut ocazia, spre bucuria mea și spre satisfacția gustului meu ca iubitor de folclor, de muzică populară, să o ascult și cu alte ocazii și la alte emisiuni de televiziune. Ce vreau să vă spun? Este păcat pentru că această atât de bună cântăreață, atât de interesantă ca voce, ca text, ca dăruire profesională, nu este mediatizată așa cum ar trebui. Eu, din punctul meu de vedere și pentru mine ca un admirator și ca un mare îndrăgostit de folclor și de muzică populară, eu îi doresc cele mai frumoase urări, multe realizări. Și totodată să-l felicităm pe domnul viceprimar, care am înțeles că i-a sponsorizat sau ajutat-o să-i apară acest CD cu atâtea melodii de suflet. Și pe dumneavoastră toată vă felicit pentru că aveți curajul, aveți îndemânarea de a populariza cântecul popular și cultura giurgiveană totodată. O seară frumoasă! Vă mulțumim frumos, domnul Macedon. O altă surpriză plăcută. O altă surpriză, într-adevăr. Domnul Macedon m-a invitat alături de cenaclu Amurg Sentimental la București. Îi mulțumesc pe această cale. A încercat să promoveze aceste melodii și am văzut că au plăcut tuturor celor care au fost de față atunci. Îi mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce a făcut pentru mine
în promovarea mea ca artist. Și eu îi mulțumesc, domnule Machidon. Am avut și o bucurie să-l văd la câteva din activitățile derulate de Dunia Părângeanu. Este o bucurie să-l asculți, este o bucurie să te afli în preajma domniei sale. Și plus de asta este adoptat, să zic așa, al comunei Băneasa, da, tot datorită doamnei Dunia. Dânsul a cumpărat o casă în localitatea Băneasa, suntem vecini la câteva case, dând-o astfel creației poeziei, dânsul vine și creează acolo, ne întâlnim. Ia uite ce frumos, poezia și cântecul popular și-au dat mâna la Băneasa. Da, sigur. Multe mesaje de la dumneavoastră, dragi prieteni. Bună seara, mă numesc Florin Boșman din localitatea Gogoșar și doresc ca toată mapa muzicală din această seară să o dedic unchiului meu Ionel și mătușei Constanța Bratu, care sunt niște oameni minunați și le doresc multă sănătate. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim pentru mesaj, domnule Boșman. Dedic frumoasele melodii din această seară de la Liviu pentru iubita mea Gina. Să-ți trăiască iubita Liviu și, eu știu, uite, artista avem, lăutar găsim, poate la nuntă și dansatorii de la Muntenia, da, vor da o notă în plus evenimentului unic din viața ta și a iubitei tale Gina. Dedic toate melodiile pentru bunica de la Citatea, familia Marinescu. Bună seara tuturor, vreau să dedic toate melodiile din seara asta mamei mele Neagoe Constanța, surorii Raluca, nepoatelor Isa și Deni, precum și cumnatului Adrian Buraga, vă pup, Edi, Madi și Cornel de la Vedea. Și noi vă pupăm pe toți, toți care iubiți cântecul popular. Mai dați-mi voi, dragi prieteni, să dedic întreaga emisiune pe care nici nu vă puteți imagina câtă bucurie mi-a adus în suflet, pentru că mesajele de la dumneavoastră, pentru că cei care au sunat mi-au creat deja impresia că emisiunea din această seară a fost una de excepție și asta grație invitatei mele, Georgeta Măsură Vasile. Spuneam că vreau să dedic toate melodiile din această seară întregii echipe de la TV Giurgiu, pentru Răzvan, pentru Minel Boboc, pentru Finul Liviu, precum și domnilor din regie, Ionel Taifas și George Secară, care mânuiesc cu multă îndemânare unii camerele, alții butoanele. Iar Taifas, mai suplimentar, mai face și legătura cu telespectatorii noștri. Avem o echipă de profesioniști, o echipă pe care și televiziunile naționale și le-ar dori să aibă astfel de meseriași. Georgeta, se pare că mai avem un telefon. Am multe întrebări să spun, da. Prioritar, sigur, sunt așteptăm cu drag telespectatorii. Pe tine o să te mai avem în emisiune și nu rămâi tu neîntrebată. Alo, bună seara! Bună seara! Alo? Da, mă, o dedicație pentru mamaia mea. Cum te numești? Of, ce greu e să răspunzi, ai oftat din tot sufletul. Hai, fă dedicația pentru bunica. O melodie pe care o vreți dumneavoastră. Ce melodie vrem noi? Uite, pentru bunica ta, alte două piese pe care Georgeta Măsură le are pregătite să le ofere iubitorilor de cântec popular. Poate din cauza emoției, poate, eu știu, din prea multă dragoste față de bunica, ai uitat să ne spui cum ne cheamă. Bine, așa să fie piesele următoare pentru bunica telespectatorului nostru, care drag este emoționat, probabil că o fi crezând că sunt, nu știu ce, funcții deosebite aici. Bună seara, numele meu este Dan Făgăraș. Și aș vrea să vă salut, domnule Clement, pentru emisiunile realizate și de asemenea să salut și pe invitata emisiunii, Georgeta Măsură Vasile. Mulțumim de mesaj, Dan Făgăraș. Mulțumesc. Mulțumim și eu, pentru meu frumoasele melodii pe care ni le oferi cu diferite ocazii, fie că sunt spectacole, emisiuni la televiziune sau la TV Giurgiu, fie că
sunt melodii interpretate la evenimente private. Acum mărturisesc că după mesaj trebuie să declar că eu l-am căutat, însă telefonul a sunat într-una, dar el iubește cântecul popular, el iubește emisiunea noastră, sigur ne-a văzut și de-aia și trimis mesajul. Da, îi mulțumesc frumos pentru aprecierile făcute colegului meu și sigur că există o posibilă colaborare ca între noi artiștii. Ia pregătește tu pentru sigur ultimile piese, ca să nu ne taie regia, da, și eu mai citesc încă două mesaje venite între timp, dedic toate melodiile din partea nepoților Madi, Edi și Cornel, familiei Cuțar, Florea și Paulina din Vedea. Vă pupăm! Bună seara din partea noastră, Adrian și Florentina Bojman, din localitatea Gogoșar, dorim ca toate melodiile din această seară să fie dedicate scumpilor noștri nași, Adriana, Claudia și micuța Diana Negrilă, pe care îi iubim și îi pupăm. Vă mulțumim! Și noi vă mulțumim de telefon, de mesaj, mă scuzați, și în dar pentru toți care au fost amintiți în mesaje sau la telefon, alte două piese cu Georgeta Măsură Vasile.
și tot ce vrei. Ar fi, dragi prieteni, dacă viața ne-ar da înapoi, nu la 22, zic la 30 de ani, cei care am trecut peste această vârstă, cu siguranță ar fi un motiv în plus să ne bucurăm de viață. Georgeta, din păcate, ne-am apropiat de finalul emisiunii. Te asigur că vom colabora și mai mult, așa cum și domnul Stavarache ne-a sugerat, la fel cum și domnul Machidon ne-a sugerat. Aș vrea să consider că toți telespectatorii ar fi undeva lângă băieții de la camere și am să te rog să le transmiți un mesaj. Le doresc tuturor sănătate, în primul rând, pentru că e mai bună decât toate. Sărbătorile care vor veni să-i găsească cu bine și să le îndeplinească bunul Dumnezeu toate dorințele. Doresc să adresez întreaga emisiune și să dedic melodiile mele, care sper că au ajuns la sufletul dumnealor, colegilor mei de catedră, nu pot să-i enumăr pe fiecare, pentru că dacă aș uita vreunul, bine, dacă predai la trei școli, sigur. Așa, tuturor constătenilor mei din Comuna Băneasa, tuturor giurgiuvenilor, tuturor celor care mă cunosc, colegilor mei de cântec, elevilor, toată lumea din țară unde se prinde acest post și le doresc numai bine. Dumneavoastră, domnule Clement, vă mulțumesc din suflet pentru această invitație, pentru că ați vrut să fiu în emisiunea dumneavoastră și să promovez acest CD, un proiect pe care eu am reușit să-l finalizez anul acesta. Înainte să-mi iau rămas bun de la prieteni, aș vrea să mai fac o ultimă dedicație, fie ca toate melodiile din această seară, fie ca toate melodiile din emisiunile viitoare să fie un dar de sărbători pentru doamna Lenuța Boboc, o telespectatoare fidelă care ne urmărește și are grijă ca prin fiul său să afle cu câteva ore înainte cine este invitatul emisiunii de miercuri seară. Sunt mandatat de colegi, sunt mandatat de telespectatori să îți mulțumim că ai găsit timpul material să fii oaspetele nostru astăzi.
Întotdeauna cu mare drag. Te asigurând de prietenie, de prețuire, de considerație. Mulțumesc din suflet. Te asigur că voi încerca și mai mult să stau aproape de tine și este o mândrie pentru mine că pot să stau lângă un dascăl, pot să stau lângă un artist și în perioada imediat următoare să colaborăm mult mai fructuos. Doamne ajută! Dragi prieteni, până săptămâna viitoare, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru atenție, pentru telefoane, pentru mesaje. Iar miercurea viitoare, când vom începe și un alt anotimp al iernii și ne pregătim cu toții să întâmpinăm sărbătorile nașterii Domnului, să vă urez să aveți o săptămână plină de realizări, de bucurii, de împliniri, să vă bucurați de toți care vă sunt dragi, chiar și de dușmani. Pentru că dacă nu ai dușmani, nu ai valoare, să spune din bătrâni. Deci până săptămâna viitoare, împreună cu întreaga echipă, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez numai bine. La revedere! La revedere!